De la chestiuni majore la nivel de geopolitică, unde își dau concursul marele puteri, să trecem la cele lumești. Fiindcă printre prioritățile omului de rând sunt cele care țin de prosperare economică și socială, sănătate, familie. Locuitorii din satul Ustia deja se simt mai protejați. Asta fiindcă după două decenii de întuneric pe străzile din sat s-au aprins luminile. Instalarea rețelei moderne de iluminare stradală a devenit posibilă odată cu obținerea unei asistențe financiare din partea Uniunii Europene și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii. Oamenii din Ustia au așteptat ani de zile ca și pe străzile din satul lor să fie lumină, așa cum este la vecinii lor de peste Nistru. Trăiem ca când eram în pădure, să mă scuzați expresie. Fără lumină, fără nimic, nu te vedeai unul cu altul, dar acum tot normal, tot bine, lumină este. Nu puteai să ieși nicăieri, că nu era lumină și... Era frică? Și frică, întuneric, când ploua, glod, dar mă, e tare, foarte bine, suntem mulțumiți. După anul nou, undeva s-a oprins lumina. Cum era până acum? Întuneric, cam e luminos, e... Nu te tem să mergi pe drum. Ca să înlesnească realizarea proiectului de iluminare stradală, fiecare al doilea gospodar din Ustia și-a dus aportul cu câte 200 de lei. Dacă ai spus că trebuie să contribuie și cetățenii satului, și de așa am dat și noi să avem lumină pe străzi. S-au mai implicat și oamenii din satul, s-au strâns și s-au făcut lucruri. Criminalitatea e o lecție că mai căzut. Primăria Ustia a beneficiat de asistența financiară după ce a câștigat concursul de proiecte al programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, la care au participat 150 de localități de pe ambele maluri ale Nistrului. Era o deosebire între raionul Dubăsari, care se află pe partea stânga Nistrului, și satul Ustia, care se află pe partea dreaptă. Era deosebirea că acolo era foarte multă lumină, dar la noi era întuneric ca în beznă. Și acum suntem la mai că e mai bine ca la Dubăsari. Rețeaua de iluminare stradală din Ustia are o lungime de 14 km și a fost construită cu asistența financiară a Uniunii Europene și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Este un proiect unical datorit fiind faptul că acoperă întreaga localitate. În scurt timp va fi dat în exploatare un alt sistem de iluminare stradală în localitățile Climăuțe de Jos și Cot, raionul Șoldănești. Valoarea proiectului este de circa 2 milioane de lei. Din această sumă, 50.000 de lei este contribuția Consiliului Raional Dubăsari, iar 90.000 de lei au fost adunați de la locuitorii satului. În Ustia locuiesc 3.800 de oameni.